Bună, Elian! Ce faci? Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. De fapt, pe unde ești, în primul rând? Bună, mersi de invitație. Păi, unde să fiu? Sunt undeva între Olanda și Belgia, pe vapor, pentru că asta este meseria mea, marinar fluvial, și mergem spre Ghent. Foarte fain. Cred că toată lumea te invidiază acum. Cred că nimeni nu și-ar dori să fie acasă și și-ar dori să călătorească în jurul lumii. Nu știu dacă pentru da. Tine și dacă îți face plăcere. Da, toată lumea cred că m-ar invidia să stea două luni pe un vapor. Este un sentiment aparte. Cei de vapor e un pic mai mare decât apartamentul în care stau acum. Deci e ok, presupun. I guess, nu știu că nu am experimentat asta până acum, însă sună interesant. Cum era viața ta înainte de pandemie? Cu ce te ocupai? Păi, în afară de vapor, în ture libere, mă ocupam de karaoke, filme, ieșit cu prietenii, implicat în mici proiecte și cam atât. Nimic mai important. Am înțeles că erai pasionat de imprimante 3D și înainte sau ai descoperit această pasiune în timp ce îți doreai să-i ajuți pe ceilalți? Păi, sincer, mi-am luat imprimanta undeva prin octombrie și voiam să fac mai multe trofee pentru locul unde mă duc eu la karaoke, pentru că acolo organizăm fiecare an, cum ar veni, pot să zic numele? Sau? Sigur! La Tunes Pub, în centrul vechi, și voiam să fac trofee pentru aniversarea celor 5 ani de când este acel pub deschis. Foarte fain. Ai reușit să le faci până la urmă sau urmează? Nu am reușit să le fac până la urmă pentru că nu prea știam cu ce se mănâncă exact imprimatul 3D și nu reușisem să calibrez imprimanta și materialul pe care l-am folosit era unul un pic mai dificil, așa că am dat totul deoparte și pur și simplu adunat praf. Și atunci cum ți-a venit ideea să folosești această imprimantă 3D pentru a ajuta pe ceilalți? Păi asta a pornit tot de la dragul internet. Eu am văzut un articol cu acei italieni, eram la vapor, când a izbucnit criza cu adevărat și văzusem acei italieni care au printat valvele pentru ventilatoarele mecanice folosite la pacienți. Ei au folosit altă tehnică de printare 3D, dar între timp apăruseră pe internet și modele care puteau fi printate cu tipul meu de imprimantă. Și de acolo am început să experimentez, dar se punea problema de a steriliza materialul. Așa că... Asta. Păi, între timp am fost abordat de prietenul meu, doctor Radu Lungu, care mi-a propus să ne apucăm de făcut viziere. Deoarece acestea nu sunt... sunt mai ușor de sterilizat. Și erau într-un număr necesar mai mare, deoarece ventilatoare, nu se punea problema de lipsă de ventilatoare, cât și accesorii pentru acestea. Așa că ne-au apucat de făcut viziere pentru medici și pentru asistenți și cadrele medicale în general. Am fost foarte mândră de voi când am văzut pozele cu atâtea viziere. Sunt sigură că și oamenii pe care i-ați ajutat s-au bucurat foarte mult. Și felicitări și pentru asta și pentru succesul pe care l-ați avut în cadrul concursului You vs. Virus. Am auzit și despre asta, dar nu știu, cum ai cunoscut pe cei din echipă? Îi știai dinainte și cum ați ajuns să ocupați locul 2 într-o competiție internațională? Păi aici a pornit tot de la colaborarea cu Adi. El a fost invitat de un alt coleg de la Sibiu pe grupul de WhatsApp. Și mi-a spus și mie, intră și tu să vezi despre ce e vorba. Fix așa a fost. Eu am intrat pe grup și am văzut că oamenii erau destul de activi. Între timp, discuțiile s-au mutat, cam la scurt timp după ce am intrat eu, s-au mutat pe Discord. Și erau mai multe proiecte făcute pe canale separate. Eu venisem cu ideea proiectului care am participat și la EU vs. Virus în urma unui articol de la BBC. De fapt, un reportaj, unde am văzut cum lucrează asistentele de la terapie intensivă în Coreea de Sud și foloseau acest tip de dispozitiv pe care l-am făcut și noi, dar, mă rog, cel profesional. Problema însă este că
Dispozitivul în sine este foarte scump, ridicându-se undeva la $1,300, cel de la 3M sau de la Dräger, principalii producători, plus că mai era și problema de stoc, livrarea făcându-se după 2-3 luni, când de fapt era nevoie imediată. Exact. Și așa că... faceți? Păi cam în 3 săptămâni, să zic, adică discuția a început încet și... La început nu am făcut mari progrese, dar am atras atenția a câțiva colegi de pe acel grup de maker și în special Teo Pavel și cu Alin. Și, sincer să fiu, Teo a făcut cam 80% din muncă, pentru că el de meserie se ocupă cu electronică, prototipare, proiectare 3D, AutoCAD și a știut mai bine cam ce piese trebuie să folosim. Între timp, el și le-a comandat la Sibiu, eu le-am comandat la București și m-am ocupat de asemenea și de comandarea unui filtru special și cercetarea pe parte de sisteme de filtrare. Wow, sună complex! Te gândeai că o să faci lucrurile astea înainte sau ți-ai fi imaginat că vei fi capabil să le faci? Sincer, chiar nu mă așteptam să fac asta, pentru că imediat cum am ajuns acasă, deja erau primele 50 de cazuri de coronavirus în România, când am venit de la vapor. Și la 2 zile după mi-am luat un PlayStation și m-am gândit că 4 săptămâni, cât am eu tura liberă, o să mă joc la PlayStation. Ceea ce nu a fost cazul, plus că perioada pe care am stat acasă s-a extins cu încă 4 săptămâni, în total 8. Și cam la 2 săptămâni după ce am ajuns acasă, am început acest proiect. Foarte fain. Felicitări. Au fost și momente în care ați întâmpinat probleme, în care ai fi vrut să renunți? Cum te-ai descurcat? Sincer, au fost foarte multe astfel de momente. În principal, datorită imprimantei 3D, este una entry-level și mereu apăreau unele probleme, se înfunda, nu mai lua filamentul cum trebuia, nu printa ca lumea. Pe patul acela de printare nu se lipea cum trebuia primul strat și de câteva ori chiar mă gândeam să renunț și mă gândeam în ce, Doamne iartă-mă, m-am băgat. Dar într-un final, cu calm și... Păi, în principal, faptul că aveam un angajament față de colegii mei să ducem acest proiect la capăt și ca să nu renunț, mai desfăceam câte o bere rece, pentru că, na, orice persoană în carantină are alcool în casă, fie că este sanitar sau de consum. Și analizând la rece situația, mi-am dat seama că merge rezolvată și am găsit într-un final de fiecare dată când apărea o problemă, o soluție, sau dacă nu reușeam pe moment în seriile care se întindeau până la ora 2-3 noaptea, mă culcam și a doua zi dimineață, cu forțe proaspete, o luam de la capăt. Sună greu, dar până la urmă ați reușit și cred că asta este cel mai important. Și mă gândeam acum să te întreb, ce îi sfătuiești pe cei care vor să ajute cumva în perioada aceasta sau care vor să ajute în general și care totuși nu au tehnologii la îndemână, nu au o imprimantă 3D? Cum ar putea să ajute oamenii în general? Cum să-și găsească resursele necesare sau cum să găsească oamenii cu care să colaboreze pentru a ajunge la rezultatele la care, de exemplu, ai ajuns tu? Păi, cel mai simplu este să caute pe Facebook grupurile de maker, fie din orașele lor, fie din alte orașe, sau grupurile dedicate pentru echipamente de protecție împotriva coronavirus. Și cel mai simplu mod în care pot ajuta este să dea telefoane, să se intereseze de materiale, să facă puțină cercetare. Eu, spre exemplu, cu proiectul meu, cunoștințele limitate pe care le aveam, m-am decis să pornesc de la standardele pe care le foloseau echipamentele existente. Și acela a fost punctul de plecare. Spre exemplu, volumul de aer pe care îl oferă dispozitivul, durata bateriei, sistemul de filtrare. Și am început să caut și să le adun bucată cu bucată fiecare componentă în parte, astfel încât pe ansamblu, măcar datele tehnice până la testare,
să se potrivească sau chiar ideea ar fi fost să le și depășească pe cele ale echipamentelor aflate deja pe piață. Deci ați reușit până la urmă. Da. Felicitări încă o dată. Care sunt planurile tale după pandemie? Vrei să continui cu acest proiect? Bine, sperăm totuși să nu mai fie necesar la un moment dat să îi ajutăm pe medici și sperăm că va fi safe să ieșim din case și că se va rezolva. Dar ce alte planuri ai? Ce alte proiecte la care te-ai gândit? Păi, sincer, acest proiect personal, momentan, este folosit pentru coronavirus, dar are și aplicații în domeniile tehnice, precum minerit, în șantiere de construcții, unde calitatea prafului lasă de dorit. Și pe viitor acestea ar putea fi folosite. Noi proiectul vom lansa open source, dar cei care doresc să-l adapteze sau să se inspire din el, pot să-l facă și pentru o producție de serie. Noi personal am ales să nu mergem pe producția de serie, ci să-l lansăm open source și cei care doresc, dacă au nevoie de ajutor, ne pot contacta fără nicio problemă. Pe partea de alte proiecte, le-am propus celor, a fost doar o chestie scurtă, în linii mari, cu imprimantele 3D și cu diverse tehnologii de scanare și cu ajutorul medicilor specialiști să putem proiecta proteze 3D low cost care pot fi imprimate cu ajutorul imprimantelor 3D și să mergem mai departe cu acestea. Și cum te pot ajuta ceilalți? Dacă, de exemplu, sunt oameni care ne urmăresc acum și care ar vrea să participe alături de tine în proiect sau care ar vrea să se inspire din ideile astea, cu ce ar trebui să ajute? Păi, ce pot face este, în primul rând, să mă contacteze pe Facebook și dacă au recomandări de medici ortopedi sau dacă chiar ei însuși au astfel de cunoștințe sau pentru fabricarea de proteze, orteze, tot ce poate fi folosit de persoanele cu neapărat dizabilități, care au nevoie de suportul și asistența acestor dispozitive medicale. Ne pot contacta dacă sunt interesați sau dacă au imprimante 3D la fel și în principal dacă se pricep să caute pe Google informații care ar putea să ne ajute în orice fel, orice ajutor, ca întotdeauna este binevenit. Eu sunt sigură că va exista cel puțin o persoană interesată de aceste proiecte cu care să puteți colabora după. Iulian, îți mulțumesc mult. Aș mai avea o întrebare. De fapt, te-aș invita să transmiți un mesaj celor care ne ascultă și celor care cumva caută inspirație în lucrurile astea. Și dacă ai putea să le transmiți din partea ta sau să le spui, cum te-a schimbat pe tine această experiență? E destul de simplu de văzut cum a impactat proiectul pe care tu l-ai avut, cum a impactat pe ceilalți și cât de mult te-a ajutat. Dar ce a însemnat proiectul ăsta pentru tine? Cum a schimbat acest proiect viața ta? Sau cum te simți acum? Ce simți că e diferit? Ce ai învățat din asta? Păi, în primul rând, am dobândit câteva cunoștințe tehnice din partea lui Teo legate de electronică și electrotehnic. Cred că asta ar fi unul din principalele lucruri pe care le-am învățat. Dar și să am mai multă răbdare și să nu mă dau oricât de greu, mai ales că cineva depinde de mine, să fac tot ce îmi stă în putință să duc un proiect la capăt. Sună bine. Îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Încă o dată felicitări pentru tot ceea ce ai făcut și pentru acest proiect extraordinar. Și așteptăm să ne povestești în continuare și despre celelalte proiecte în care vei fi implicat. Sună bine din ce ne-ai spus, așa că așteptăm cu nerăbdare vești și să distribuim, să te ajutăm dacă putem cu orice. Îți mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și pentru atmosferă. Imediat ce avem ceva mai concludent pentru următorul proiect, sper să îl facem public și să atragem atenția cât mai multor persoane interesate și să ajutăm cât mai multe persoane care au nevoie, în fine, de acest proiect.
Sună minunat. Mulțumesc mult, Iulian, și ai grijă pe vapor să te întorci cu bine acasă. Te așteptăm. Când va fi cazul, putem să mergem și la karaoke, dacă ne inviți, bineînțeles. Clar, toată lumea este invitată, chiar și cei care urmăresc acest video, îi aștept în centrul vechi la Tunes Pub în București. Mulțumim mult și o seară frumoasă îți dorim. Mersi!